avem marea plăcere de a o prezenta pe doamna cântecului popular, privighetoarea Moldovei, doamna Margareta Clipa. Să o primim cu aplauze! Din toată inima, în primul rând vă mulțumesc că m-ați invitat. Vă rugăm să-l aplaudați, nu este singurul organizator, îl invit și pe cel de-al doilea organizator pe scenă. Vă rog să vă apropiați, să urcați pe scenă, să luați un microfon. Chiar dacă muzica curge, să știți că voi cânta pe viu pentru dumneavoastră, muzica este în difuzoare, eu voi cânta pe adevăratele, cum s-ar spune. Și vreau întâi să împărtășesc cu dumneavoastră bucuria de a fi alături de dumneavoastră, invitată de acești doi tineri, gospodari, care astăzi vă reprezintă și care, cu timiditate, au dorit să vină în fața dumneavoastră, se vă adune astăzi, aici, să fiți împreună, să fim împreună, să petrecem cu cânt și joc. Acum eu le dau, hai, unul vorbiți, măcar unul. Bine ați venit, e plăcerea noastră deosebită să vă avem în mijlocul nostru alături de noi. Sperăm să vă simțiți la fel de bine ca și noi și să ne cântați cu frumoasele cântece pe care cu drag le cântați și faceți cinste țării și numai țării, ci tuturor oamenilor care cu drag vă ascultă. Vedeți ce înseamnă să vorbești la microfon? Aplauze, aplauze, aplauze! Vedeți ce înseamnă timiditate? Ei vor să demonstreze, să vă demonstreze dumneavoastră că sunt inimoși și că vor să vă adune și prin fapta lor să primească bucurie și respect din partea dumneavoastră. Vă rog să-i aplaudați! Vă mulțumesc din toată inima! Să știți că eu cânt și puteți să dansați odată și alături cu mine! Voi verde de arătari, mai șai, lai, 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 lai,
că eu aș vrea ram-tri-di-di-di-di-ra-ra. Un pahar mă-nșinstea mea, ram-tri-di-di-di-di-ra. O țăru că eu ai vrea ceai-di-di-di-di-di-ra-ra. Un pahar mă-nșinstea mea, ram-tri-di-di-di-di-ra. Și cu flori impresurate, tot cu flori și cu tri
voi, îi aduc și până la voi. Ce-am venit aici să cânt, la tăți cât sunteți pe rând, măi, fiecăruia în parte, hai noroc și sănătate!
minuni, măi oameni! Când asta oameni buni! Că noi șacă se cunoni, măi! Oameni gospodari, măi doamne, măi! Paharul divin ales, pur și paharul, pentru gospodari cules, măi! Paharul de la cotar, pur și paharul, pentru oameni gospodari, măi doamne, măi! Paharul divin ales, pur și paharul, pentru gospodari cules, măi! Oameni gospodari, măi doamne, măi! Paharul de vin ales, pur și paharul, pentru gospodari cules, măi! Bye.
s-a-ntorce acasă codul-i colmăi. Domnul gospodar, ai vechit un pahar, dar mergi la creșmerar, măi. Dar și niva autor, la mâni și s-a-ntorce acasă codul-i colmăi. Cu barba, cu băutor, măi, nu faci până în cuptor. Ai bărbatul nu ia bune că ce ții de băutură și grăiești pe-n măsură.
ești milițiții, măi, nu ți-l las pe rar să fii, măi, și acasă mă așteaptă trei, măi, și ai de dai de da. Poate trei, dar poate patru, uite, mă iubi cu altul, te-am văzut și minte ai, cu mine nu vreau să ai, măi, ha! Asta-i nuntă cu ala-i și lume multă, cu ala-i și lume multă, ia ca așa, ta, ta. Asta-i nuna, asta-i nuna, și nunta și nu și una, și nunta și nu și una, ia ca așa, ta, ta. Oameni mândri veseloși, toți în șeană parcă aleși, toți în șeană parcă aleși, ia ca așa, ta, ta. Oameni mândri veseloși, toți în șeană parcă aleși, toți în șeană parcă aleși, ia ca așa, ta, ta. Ce se prind cu tăs în joc, ce se prind cu tăs în joc, ia ca 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 ca. Cu samin dintr-o bucată, e mai beu, dar nu se-mi bată, e mai beu, dar nu se-mi bată, ia ca 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 ca. Sunt oameni cu masură și le place voia bună, și le place voia bună, ia ca 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 ca. Sunt oameni cu masură și le place voia bună, și le place voia bună, ia ca 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 ca. Și să trai ca mame țită, și să trai ca mame țită, ia ca așa, așa, așa. Ca așa mare bucurie, n-a avut de când să știi, n-a avut de când să știi, ia ca așa, așa, așa. Doar mândră cu scripuri, e pensați mai ca buri, e pensați mai ca buri, ia ca așa, așa, așa. Doar mândră cu scripuri, e pensați mai ca buri, e pensați mai ca buri, ia ca așa, așa, așa. Hai, hai, și-o grijă nu și-a pașii, la nirii poate plașii. Ia-mi un or în casă-n fine și mai drăgușor ca tine, și mai drăgușor ca tine, ia ca așa, așa, așa. Nu te înseamnă supărarea, să te curcă lumânarea, să te curcă lumânarea, ia ca așa, așa, așa. Nu te înseamnă supărarea, să te curcă lumânarea, să te curcă lumânarea, ia ca așa, așa, așa. Hai, hai, ia cu tot tropica, băi, 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 intra în oranții, găi, băi, și nici șofru nu s-a arunță ca la pământ, arunță ca la pământ, mă ia ca așa, așa, așa. Hopa, hop, șoptori, șe, arunță ca la pode, arunță ca la pode, mă ia ca așa, așa, așa. Hopa, hop, șoptori, șe, arunță ca la pământ, arunță ca la pământ, mă ia ca așa, așa, așa. Arunță ca pe tolacă! Ce ai stai de ținut, ce ai stai de ținut, mă ia ca așa, așa, așa. Te mă lua unul mai iute, dintr-o vorbă mă ia prinde, dintr-o vorbă mă ia prinde, ia ca așa, așa, așa. Ce ai de așa, ce ai stai de ținut, ce ai stai de ținut, mă ia ca așa, așa, așa. Te mă lua unul mai iute, dintr-o vorbă mă ia prinde, dintr-o vorbă mă ia prinde, ia ca așa, așa, așa. Și așa cu o casă de-a dură. Om de vițăre, nu cu nună nici nu vrea, nu cu nună nici nu vrea, mă ia ca așa, așa, așa. Nu iubește când nu vrea, nu a avut nici n-avea, nu a avut nici n-avea, mă ia ca așa, așa, așa. Om de vițăre, nu cu nună nici nu vrea, nu cu nună nici nu vrea, mă ia ca așa, așa, așa. Dar nu iubește când nu vrea, nu a avut nici n-avea, nu a avut nici n-avea, mă ia ca așa, așa, așa. Hai, tot eu și când, hai! Că acasă nu mă atrag, mă ia ca așa, așa, așa. Că eu știu traiu de acasă și de asta e zvoioasă, și de asta e zvoioasă, ia ca așa, așa, așa. Hai să cunoaște mai tari. Că acasă nu mă atrag, că acasă nu mă atrag, mă ia ca așa, așa, așa. Că eu știu traiu de acasă și de asta e zvoioasă, și de asta e zvoioasă, ia ca așa, așa, așa. Și acasă de și bravo, băi! Hop! Mișu, mă, mi se bă, băi! Hop!
Bineînțeles că știți cântecușar mai be, Gheorghe ar mai be, da? Știți, îl cântăm împreună? Îl cântăm împreună? Îi dăm drumul, șar mai be, Gheorghe ar mai be! Să-ți ascultam și un cântec, ai cântat, și un cântec, ai cântat, ia ca așa, așa, dacă nu...
vinii te platim, cu tot vinii te platim, ia ca așa, așa, așa. Vreau mă poate să veselim, cu tot vinii te platim, cu tot vinii te platim, ia ca așa, așa, așa. Dar îți da arcuși, ți-o-i pune mai și ți-o-i scoate vorbii bune. Ia păze, 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 ia păze, în jocul n-ai încioie. Ia păze, 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 ia păze, în jocul n-ai încioie. Tot în gop și mușuroaie, până te curat ploaie, până te curat ploaie, ia ca așa, așa, așa. Și mușuroaie până te curat ploaie, până te curat ploaie, ia ca așa, așa, așa. Iar ca nouă ti s-a face mai, ca joc iar în român starșe. Până asta, o mă, tu mare mai, și mă bat tu și fișoare. Mă bucur că a fost prezent pe scenă și părintele și un domn profesor care v-a readus în memorie câteva din tot ce a însemnat această localitate. Topolen, așa am spus bine? Cum? Topolița. Ei, să mă mai chemați, o să mai vin, pentru că am văzut câteva costume frumoase la dumneavoastră și aș vrea și eu să am un costum de la dumneavoastră. Topolița, așa. Eu mă bucur din toată inima, dragii mei, că astăzi am putut să fiu aici cu dumneavoastră, să vă cânt. Sper să fi fost și pe placul dumneavoastră. Mă bucur că mi-ați făcut și o mare bucurie și o mare onoare de a mă primi cu pâine și sare. Mulțumesc încă o dată organizatorilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră.
că ați venit, ați dat importanță evenimentului. Ce vreți să faceți? Mai au o surpriză. Haideți să vedem, să-i aplaudăm. În semn de recunoștință, din partea locuitorilor satului Topolița, vă conferim titlul de cetățean de onoare al satului Topolița la a doua ediție a evenimentului local sub denumirea de Ziua Topoliceanului, doamnei Margareta Clipa, pentru promovarea valorilor și tradițiilor românești în țară și în lume. Dumneavoastră sunteți și în calitate de viceprimar al acestei secretar. Ai! Poate mi-i gura aurită. Domnule, și eu am dorit să ajung de la mai mic la mai mare, de la începuturi până acum mi-am dorit să ajung la sufletul dumneavoastră. Sper că am reușit, da? Așa că să știți că tot ce rândești, degeaba noi ne facem planuri, Dumnezeu știe ce face cu noi, cu fiecare în parte. Hai să merg puțin mai departe, că m-am gândit la diploma de cetățean de onoare. Dumneavoastră știți, domnul secretar, că asta vă obligă? La ce? Ne obligă ca ambii să vă avem alături de noi, la nunta mea și la nunta lui, la rândul nostru. Așa, aplaudați! Sigură, păcătosule, adevăr grăiești. Da, eu mă refeream la diploma de nuntă, nici nu încapi vorbă, nici nu încapi discuții. Dacă mirețele-s pregătite, și mâine facem nuntă. Și o ținim o săptămână. Avem acolo, nu știu ce, vițel, miel, crlan, Dumnezeu știe ce, nu contează, îl mâncăm. Mâncăm berbecuți. Și vreau să spun, apropo de treaba asta, că umblu tare mult la nunți. Nu-mi mai tai și gura și la cântat, și la nunți, și la vorbit. Dom'le, în ziua de astăzi, întâi se cată sala, muzica, cântăreața și după aceea înghireața. La care din ele ați ajuns? La care fază? La cântăreață, eu început cu sfârșitul. Bun, asta e una. Și a doua, deci, dragii mei, dacă mi-ați acordat titlul de cetățean de onoare al localității Topolița, trebuie să-mi dați și o bucată de pădure, aia care cade pe om, și o bucată de pământ de casă, și vă faceți? Și mă mut aici? Am glumit, bineînțeles, deși aș face-o cu mare plăcere. Aș sta măcar o săptămână aici la dumneavoastră. Și m-am întâlnit cu fiecare în parte și sper ca Dumnezeu să rânduiască, să mă ocup și de așa ceva, să fiu mai aproape de sufletul dumneavoastră, că mulți dintre noi au luat drumul străinătății pentru un trai mai bun. Și au rămas copii și bătrâni de la care încă multe avem de învățat. Eu vă mulțumesc încă o dată, dragi organizatori. Din toată inima vă mulțumesc, meritați toate aplauzele și hai să o facem la propriu. Tot respectul și considerația noastră și totuși ca să închei într-o notă cunoscută de dumneavoastră și de optimism, zi Vasile, zi! Da? Haideți să facem acolo sârbă! Să joc cu batea Ignat, e din neam bun și bogat. Băi, rai, 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 rai. Dar eu joc cu șinii în plașii, nu știu mama și neapașii, acasă când moi în pașii.
nici o manosă. Când-i frumos și ni se ține, dar frumos cu este chine, ia ca une. E tot așa să-ți iei, așa ca și inimii măi. Zi, Vasilit, amuie mă, cine-și drag ca scupitor? Știi, mamu, că n-am păcat, că nu-mi place dignat, n-ar fi el divocat. Rai, 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 rai. Îmi place de Vasile și-a să trăiesc cu el ghine cât pe lume mai am zile. Rai, 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 rai. Ții Vasilițe, e tot așa să-ți iei, că așa-mi place inimii mai. Ții Vasilițe, amuie mă, cine-ți drag ca sufletul? Ții Vasilițe, e tot așa să-ți iei, că așa-mi place inimii mai. Ții Vasilițe, amuie mă, cine-ți drag ca sufletul? Dragii mei, încă o dată vă mulțumesc pentru aplauze, pentru atenție. Le mulțumesc încă o dată organizatorilor. Aplaudați, vă rog frumos! Să-i ambiționăm! Și la anul să ne întâlnim! Da? Cu ajutorul lui Dumnezeu, să știți că toate se fac. Un an așa de repede trece, cât numai mâine nu-i poi, mâine și trece și anul. Eu vă mulțumesc, vă rog să mă credeți că cu greu mă despart de dumneavoastră. Întotdeauna am spus și o recunosc și chiar dacă mă repet, eu locuiesc în județul Suceava. Bineînțeles că îmi place foarte mult acolo și îmi place că m-am născut pe acest pământ, dar al doilea județ pe care îl iubesc din toată inima și nu fac declarativ este județul Neamț. Vă mulțumesc din toată inima. Trăiți într-o zonă minunată. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc de invitație. Suntem astăzi aici, mai mulți săteni, locuitori ai satului Topolița. Ne bucurăm să fim împreună, ne bucurăm să împărtășim sentimente, gânduri, socializăm, ne întâlnim și ne spunem fiecăruia la mulți ani. Suntem mândri că suntem locuitori acestui sat, un sat venit din timpuri, de pe timpul solomoneștilor. Suntem bucuroși că aici au fost rădăcini în ceea ce privește spiritualitatea și ne referim aici la Mănăstirea Văratec și la schitul din Topolița. Suntem bucuroși că copiii noștri au rezultate frumoase la școală. Ne simțim foarte bine la această manifestare. Vă felicit pe cei care ați organizat acest eveniment. Și ce să vă spun, la mulți ani, dragi topoliceni. Este o zi minunată a satului Topolița și mă bucur și sunt mândră că sunt topoliceancă. Și vă doresc multă, multă sănătate și 80 de ediții să faceți în continuare. Mulțumim! Ne simțim foarte, foarte bine. Mai ales că la satul Topolița nu se există așa show. Da. Cel mai tare! Cum v-ați simțit la ziua satului? Foarte bine! Excepțional! E frumos, e bine, e cald! Atmosfera plăcută, foarte bine, felicitări! M-am simțit foarte bine, cum să nu? E plină inima de bucurie când vezi atâția copii talentați, nu? Și atâta lume din sat! Bună ziua, mă numesc Mara Matasă și am 8 ani și o să vă cânt un colaj etno.
supăratul. De nu te știe tatatul, dar știe satul, dar știe satul. Păi repete trifoi, vine Radul pe la noi și-și caută mândrasat o fată de măritat. Ia asta, dar nu e bine, cu ce norocul de mine. Uite-te, Radul, la mine, cât de bine stai un bine. Cu o garoafă la urechi, să te duc fără perechi.
de lei. Bate, bate, sunt picior, rămânași mei. Și la junta și la muncă sunteți cu de lei. Mulțumesc, vă pup pe toți!